Aleșii locali vor decide în ședința Consiliului Local de joi 26 septembrie dacă se va aproba majorarea cu 10% a tarifelor la abonamentele TPL. Majorarea tarifului a fost cerută de Societatea de Transport Public Local pe motiv că au crescut și prețurile la carburanți, dar și la cheltuielile de exploatare. Societatea TPL speră să poată recupera într-un termen rezonabil pierderile de 1 milion de lei înregistrate în ultimii 3 ani. Această majorare ar fi a doua în decursul acestui an. Important este că elevii și studenții vor plăti ca și până acum pentru un abonament doar 15 lei. Vor crește abonamentele la 60 de lei, inclusiv TVA, cât era înainte, la 66 de lei, inclusiv TVA, și, bineînțeles, proporțional cele fracționare, 40 de lei pentru 15 zile, 24 de lei pentru 7 zile. Vreau să vă spun că dacă la prețul biletului suntem, mă rog, la o medie pe țară sau cam la fel cu toate municipiile mari, 2 lei pe prețul de bilet, la abonamente suntem cam la jumătate. Sunt multe orașe la care prețul la abonament este 120 de mii, este dublu ca la Suceava. Deci este o creștere, zic eu, justificată de cei de la Societatea de Transport Public Local, în primul rând ca urmare a creșterii prețului la combustibil, și știți că acest lucru îl vedeți dumneavoastră la pompă în fiecare zi. Eu zic că nu este o creștere mare, mai ales în măsura în care nu se crește valoarea prețului la bilet la bilete, și, de asemenea, abonamentele la elevi, foarte important, rămân la fel cum erau. Biletele la transportul în comun vor rămâne la aceeași valoare, adică 2 lei pentru o călătorie.